Sportivii Asociației Persoanelor cu Dizabilități Prahova au adus acasă de la ultima competiție desfășurată la Galați numai puțin de 23 de medalii, din care 6 de aur. Evenimentul sportiv s-a desfășurat luna aceasta și a cuprins întreceri la tenis de masă, probe din atletism, precum și un concurs de pescuit. Au fost niște clipe extraordinare cu echipa. Când spun echipă, mă refer la oameni care se antrenează individual pe unde pot, plătesc, mai se întâlnesc la sala sporturilor o dată pe săptămână, joacă tenis de masă. La biliard am fost împreună pe la câte un club, unde bineînțeles am plătit. Tocmai pentru asta ne-am mobilizat și am vrea să facem un club sportiv, mai ales după ce am fost atât de entuziasmat de ceea ce am văzut la alții. Recent am obținut și o acreditare din partea Ministerului Muncii pentru servicii sociale și sperăm ca asta să ne ajute foarte mult, dar cel mai mult ne-ar ajuta un spațiu, pentru că cel existent nu ne permite nici să facem o ședință aici. Aș vrea să mai adaug că media de vârstă a participanților noștri a fost undeva spre 50 de ani. Nu știu cât de îmbucurător e pentru noi. Este într-adevăr o realizare, dar îmi doresc foarte mult să atrag tineri cu dizabilități pe care să-i formăm, să-i pregătim, să-i încurajăm și să facem o echipă puternică. Am înțeles că ați luat foarte multe medalii pentru asociație la Galați. Câte medalii ați luat și pentru ce probe? Deci, acum un an am luat doar două, dar astăzi, anul acesta am luat 4. M-a surprins și pe mine. Am luat la atletism la 100 de metri, la 200 de metri, deci la 100 de metri am luat locul 1, la 200 de metri am luat locul 2, la aruncarea greutății, locul 2 și la aruncarea sulița, locul 2. Felicitări! Cum vi s-a părut competiția? Foarte frumoasă, foarte frumoasă, încă aveam emoții că aveam ceva probleme de sănătate, dar nu, atunci m-am simțit în formă și chiar mi-a plăcut să ofer asociației și o bucurie și pentru noi ploieștenii, pentru că anul acesta am fost cu 2 persoane în plus și e o bucurie când e o medalie, știi, când ai muncit și ți se oferă ceva. Fac parte din Asociația Persoanelor cu Handicap, unde lucrăm în voluntariat, eu sunt secretarul contabil. Câte medalii ați luat la Galați? La competiția Cupa Danube am luat 2 medalii la tenis de masă, una împreună cu prietenul nostru Alice Sebastian, iar cealaltă la simplu, unde am jucat 8 meciuri, am câștigat 7 și am luat medalia de argint. Felicitări! Cum v-ați simțit la competiție? Competiția a fost foarte bine organizată din toate punctele de vedere. Asta datorită domnului președinte de la Sporting Club Galați, care de 27 de ani organizează această competiție. Ne-am simțit foarte bine, am putut să socializăm între noi. Chiar dacă noi suntem mai în vârstă, acolo au participat foarte mulți și tineri, de la 17 sau și mai mici, chiar 14 ani era un băiețel, până la 70 de ani, cel care a fost decanul de vârstă al participanților de acolo. Cea mai neașteptată medalie obținută de Asociația Persoanelor cu Handicap Prahova a fost însă cea de bronz câștigată de Georgian Nicolae în vârstă de 21 de ani la concursul național de biliard, desfășurat la începutul lunii la București. Neașteptată pentru că Georgian a învățat să joace biliard cu 2 zile înainte de concurs, când a exersat doar 2 ore. Membrii asociației așteaptă acum concursul de tenis de masă din Lugoj de luna viitoare, de unde speră să vină din nou cu multe medalii.